Suntem chiar lângă Chișinău, în apropierea capitalei Republicii Moldova. Aici, această zonă se numește Poienița Veselă. Cu siguranță mulți dintre dumneavoastră ați auzit despre această zonă. În apropiere, statul Republica Moldova are o tabără de odihnă pentru copii, în care copiii vin să se odihnească, să prindă la puteri în inima și în sânul pădurii. Dar nu se oprește totul aici. Din păcate, mai marii țării, hoții și bandiții, prin intermediul funcționarilor corupți și prin intermediul instanțelor judecătorești, au reușit să pună stăpânire peste o bună parte a pădurilor din Republica Moldova, transformându-le în proprietate privată sau în locuri de odihnă pentru osul lor domnesc. Nu este o excepție nici această bază de odihnă ca multe altele pe care le vedem aici, cu sârmă ghimpată și gard metalic, pentru ca nimeni să nu-i vadă și nimeni să nu știe ce se află dincolo. Spun dumnealor aici că au un contract de arendă din 2009, exact în timpul regimului lui Vladimir Voronin și a lui Igor Dodon, mai multe terenuri în interiorul pădurilor care nu au voie să fie vândute sau date în concesiune au fost cedate unor particulari. Iar acești particulari sunt nimeni alții decât deputații și oamenii care au susținut regimul lui Voronin și Dodon. Chiar aici, în inima pădurii, erau cândva copaci. Astăzi este un gard cu sârmă ghimpată, după care urmează încă un gard din lemn și cherestea. Chiar dacă defrișările de Republica Moldova sunt în doi, acest lucru nu deranjează absolut pe nimeni. Unii ar putea spune că este un subiect total neimportant, însă trebuie să remarcăm faptul că în Republica Moldova, gradul de acoperire a pământului cu păduri este într-o scădere alarmantă, iar acest lucru are drept efect seceta și inclusiv ploile torențiale care distrug culturile agricole. Într-un final, noi, din cauza calității aerului, ne îmbolnăvim, inclusiv cu cancer, și se moare la propriu din cauza acestui aer poluat, iar aerul poluat survine în urma tăierilor și defrișărilor ilegale de pădure, care se transformă în milioane pentru hoții și bandiții care ulterior mituiesc și plătesc instanțele de judecată și inclusiv politicieni care se acopere marea hoție. Aceste vile luxoase au răsărit aici, în inima pădurii, și nu mai există loc de odihnă sau recreere. Dimpotrivă, ele reprezintă refugiul celor care sunt implicați în furturi, jafuri și tâlhării, ca să-și poată odihni osul domnesc în liniște și în inima naturii. Anume aici, în inima pădurii, ascuns de ochii lumii, printre copaci dosite, aceste vile luxoase se înalță în domeniile lor aproape private. În anii 2008-2009, în timpul regimului lui Vladimir Voronin și a guvernării lui Igor Dodon, cu ajutorul semnăturii lui Vasile Tarlev, aceste terenuri, proprietate publică de stat, aceste păduri, au fost concesionate pentru 50 de ani pentru ca lor să le fie bine, să trăiască în liniște, în pace, în armonie, în inima pădurii, iar oamenii să fie bolnavi pentru că pădurile sunt tăiate și aerul este poluat. Fondul forestier Răzeni, cu un slogan deosebit de frumos: plantăm, îngrijim, ocrotim. Dar nici pe departe acest slogan nu corespunde realității pe care am filmat-o noi. Noi, AUR, Alianța pentru Unirea Românilor, vom pleda ferm și fără niciun compromis împotriva defrișării pădurilor și împotriva construcțiilor de case particulare în inima codrilor de Republica Moldova. Natura este pentru toți, nu doar pentru mai marii țării care au furat și vor să trăiască în lux și opulență. Să protejăm împreună natura înseamnă să protejăm împreună generațiile viitoare. Stop tăierilor ilegale a pădurilor!